Bun, deci prezentarea mea este despre rețele sociale. O să vorbesc despre Twitter, Facebook și LinkedIn și o să luăm pas cu pas. Despre ce e prezentarea? Cum se face contul, cum mă customizați și o să vă dau și niște sfaturi despre folosirea acestor rețele sociale. Scopul prezentării. Pentru voi cei de aici este să faceți o imagine de ansamblu. Vă uitați la prezentarea asta și vă faceți o idee despre ce e Twitter, LinkedIn și Facebook. Pentru cei care o să își facă cont efectiv, o să fie un, poate fi un studiu de caz. Deci, o analiză concretă. Când îți faci cont de Twitter, e bine să ai și prezentarea asta, să te uiți despre, să faci pas cu pas. La Facebook, de exemplu, o să am o secțiune dedicată exclusiv celor care își fac contul în acel moment. Bun. Twitter. Etapele sunt simple. Te duci la pagina de sign-up, îți faci inițial contul. Cum îți alegi numele de utilizator? Este bine să-ți alegi un nume de forma pe nume, nume sau numele companiei. Te ajută foarte mult în căutare efectivă și face ca numele tău să fie ușor de reținut. Deci, dacă pui un... Oamenii au tendința să folosească un ID special. Și e mai greu să fie asociat acel ID cu persoana respectivă. E încă o lucru. E încă un lucru pe care trebuie să-l ții minte. Nu ești Ionuț Munteanu, tu ești altceva. Ești I. Munteanu. E mai greu de reținut. Dacă vrei să zici I. Munteanu, e ok. Dar eu nu sunt fel altceva. Bun. Ce fac mai departe? Poți să-ți stabilești proprietățile contului. Îți alegi un avatar. Și îți customizezi pe ecran. Am ales pentru cu numele SEO PPC. Am ales un background care este similar cu background-ul general al Twitter-ului, care se fie foarte, foarte integrat. Acum, despre setarea background-ului. Asta este contul de Twitter. În mijloc, acolo te apare Twitter-ul și sugestia mea este să vă faceți un background care să fie exact unde este bara aceea roșie. Alternativa este să vă faceți un background care este bară roșie în stânga și bară roșie în dreapta. Care este problema cu această alternativă? Aceasta este o anumită rezoluție. Cred că e 1280x1024. Ideea e că sunt mai multe rezoluții pentru diverse calculatoare. Poate să fie 1024, poate unii folosesc 8x8, deși chiar nu mai e ok să mai faci un background pentru 8x8. Dar sunt unele, care au, unele persoane care au monitoare extra late, eu am extra mari. Eu am un monitor cu 22 inci, 1600x1050, ceva genul. Deci eu am o rezoluție orizontală de 1600 și e foarte greu să faci pentru toate rezoluțiile posibile. Cel mai bine este să faci un background care este foarte util pe partea stângă și în dreapta să găsești o soluție ca un background să poată fi văzut pe, pe monitoare de mai multe rezoluții. Bun. Despre customizarea logo-ului și a background-ului. Regula de bază este să păstrezi lucrurile simple. Pune un logo cu compania ta, poți să spui un avatar personal, o imagine personală și să-ți alegi o temă de culori. Dacă vrei să customizezi tema de culori din background, sugestia mea de culori din Twitter, sugestia mea este să folosești Color Lovers pentru a găsi niște teme de culori corespunzătoare. Bun. Așa scrii un mesaj pe Twitter, așa dai reply. Așa dai fapt. Bun. Când folosești Twitter și orice altă rețea socială, e bine să pornești la un obiectiv. Asta e un scop, să știi exact ce cauți. Poți să folosești Twitter pentru a căuta informații. Pentru asta poate că nu ai nevoie de cont. Poți să folosești Twitter pentru a strânge feedback de la utilizator sau pentru a obține răspunsuri de la utilizatorii tăi. E bine să-ți completezi profilul în detaliu. Poți să folosești niște aplicații dedicate pentru Twitter. Dacă ajungi să fii power user și folosești Twitter-ul destul de intens, sugestia mea este să documentezi pe tema aplicațiilor. Poți să ții cont că Twitter poate fi folosit pe telefon mobil, atât să primești SMS-uri, cât și să te actualizezi statusul Twitter cu telefon mobil. Cel mai important sfat Twitter. Reply-urile publice. Dacă poți să faci un reply privat, e bine să-l faci privat. Reply privat e cam așa. Cineva scrie un mesaj. Dacă cineva scrie un mesaj cu o întrebare și pune un arond, e bine să-i răspunzi în public ca să nu dai impresia că nu-i răspunzi acele persoane. Dacă îi răspunzi prin mesaj direct, poți să dai impresia că nu îi răspunzi deloc. Dar dacă tu inițiezi conversația și conversația este doar între tine și persoana care primește, poți să iei în considerare să faci un mesaj privat, un direct message, altfel trebuie să aglomerezi pagina principală a Twitter cu informații care nu sunt necesare pentru toți vizitatorii tăi. Și poți să promovezi contul Twitter pentru a atrage vizitatori către pagina ta de Twitter. Poți să pui link către Twitter pe site-ul tău, pe alte conturi de rețele sociale, în semnătura e-mail. Bun. Cum folosim noi Twitter la lumea SEO PPC?
E o listă care circulă pe aici cu participanții la întâlniri. Noi o să facem o listă și o să dăm follow la... O să adăugăm în lista aceea persoanele care au venit la ediția întâi. Și o să facem așa pentru fiecare ediție. Dăm follow la câteva persoane și pe care le urmărim și care ne-au ajutat foarte mult. Dau reply ca mulțumire cu celor care mi-au retweetat mesajul și dacă găsim lucruri interesante despre SEO, le postăm în profilul nostru. Cum am putea face asta mai mult? Am putea să urmărim mai mulți oameni, am putea să le dăm reply și să retweetim ce spun ei și am putea să folosim aplicații de Twitter. Deci asta ar fi o idee bună. Și așa cum mi-a zis chinezul, am putea să folosim hashtag-uri. Cum comunicăm? Twitter este despre viteză și link-urile sunt esența Twitter. Astea sunt două lucruri pe care e bine să le deții. Twitter poate fi folosit atât de companii cât și de utilizatori privați, dar poți să, ce e bine când îți faci cont de Twitter este să stabilești la început ce obiectiv ai și să deții acel obiectiv. Dacă îți propui să aduni foarte mult followeri, să-ți postezi foarte mult și să ai un cont foarte bine promovat, e bine să deții de acel obiectiv. Dar dacă conținem că nu ai timpul necesar. Uite, eu de exemplu, la lumea SEO PPC, folosesc Twitter destul de puțin. Nu mi-am mult timp să mă ocup de cont respectiv. Dar am de gând să fac asta constant. Un an de zile, 2 ani de zile, 3 ani de zile, cât o să ține lumea SEO PPC, am de gând să fac asta constant. Și e preferabil să postezi mai puțin, dar constant, foarte mult timp, decât să postezi foarte mult și intens câteva luni și o perioadă mare la început, și după aceea să abandonezi contul. E bine să ai o anumită constantă. Facebook. Te duci pe Facebook.com, îți faci contul. Pot ține cont că pe Facebook poți să ai un nume de utilizatori personalizat. Facebook.com/olivian.drept. E bine să alegi un nume care este numele tău sau numele companiei tale. Dacă alegi, iarăși, dacă alegi ceva ce în cuvinte cheie, o să pui optimizare, Google, România, promovare, internet. O să faci un ID de genul ăsta. Și te ajută la promovarea pe internet, dar utilizatorii nu vor fi tentați să te adaugă ca prieten și le pierde pe partea aceasta. Deci, de asemenea, ar trebui să faceți un cont care este prietenos pentru utilizatorii în primul rând. Toate rețelele sociale au funcție de a căuta prieteni și ele îți oferă un standard de opțiune. Tu să-i spui ID-ul tău de mail, să-i spui parola și intră în contul tău de email și caută în baza de date a prietenii. În baza de date a adreselor de e-mail ale prietenilor tăi. Bun. Dacă ți-e frică de partea de privat, adică nu dorești ca LinkedIn, de exemplu, să intre în contul tău de e-mail, LinkedIn are o politică în privința acestor lucruri. Și Facebook și Twitter. În general, nu o să ai probleme și nu îți va folosi username-ul și parola pentru a afla date private. Dar dacă vrei să ai o siguranță, poți să ai și o opțiune. Să exporti din contul tău de e-mail, din Yahoo, din Gmail, din Outlook, poți să exporti baza date cu toate contactele, să importi doar baza aceea de date, să nu dai acces la tot contul tău de e-mail. Sau dacă ce e inclusiv de asta, sunt alte metode prin care poți să cauți prieteni. Poți să folosești aplicații dedicate care caută persoane după numele de e-mail. Customizarea profilului. La Facebook, în partea stângă, asta este sidebar-ul. Consider că e o parte foarte importantă. Apare la, de fiecare dată când cineva intră pe contul tău, îi apare această parte sidebar-ul și apare o oară. Da? Partea asta este foarte importantă și e bine să o customizați. Avatar, să editați informațiile personale, să puneți niște informații de bază. Cine face click pe info poate să vadă informații suplimentare despre voi. Aici puteți să intrați în mai multe detalii, puteți să dați mai multe link-uri și e bine ca asta să o faceți mai detaliată. În schimb, contează mai puțin. Este mai puțin probabil ca utilizatorii să facă click pe pagina de informații și să citească informațiile despre voi. Bun. Iarăși pe Facebook e bine să păstrezi principiul KISS. Keep it simple. Stup. Ok. Păstrează informațiile de bază, dar include suficient de informații relevante. Despre avatarul pe Facebook. Pe Facebook poți să-ți pune avatar cu rezoluția orizontală de 200 de pixel și vertical tot de 200 de pixel. În schimb, e posibil ca acel avatar să nu încapă foarte bine. Facebook are un obicei să îți elimine puțin din margine. Și, conform Mashable.com, 176 de pixele rezoluție orizontală este indicat să îți faci un avatar de 200 de pixeli, da? Să completezi numai zona verde și să lași liber zona pe care am făcut-o eu cu roșu.
Și în felul acesta o să poți să ai un avatar care este vizibil în toate paginile de Facebook. Facebook are tot felul de setări. Când să primești notificări, când să primești un e-mail, ce tipuri de e-mail să primești. Și aici am detaliat în 4 slide-uri fiecare din opțiunile de customizare ale Facebook. Când vă faceți de cont pe Facebook, sugestia mea este să vă uitați pe acest lucru. Bun, cum folosesc Facebook pentru lumea să o PPC? În primul rând, eu am un plugin, o aplicație pentru Facebook, care sincronizează Twitter-ul cu Facebook. Tot ce postez pe Twitter ajunge automat pe wall-ul meu ca și mesaj. Bun. Inițial am avut grup pentru SEO WordCopy, acum avem un utilizator. Este sincronizat prin aplicația respectivă, deci efectiv nu trebuie să scriu eu personal mesajele, ce scriu pe Twitter ajunge automat și pe Facebook. Am adăugat inițial niște prieteni și am invitat persoane de pe SEO WordCopy. Bun. În prezent, dăm accept la aproape oricine care este din România. Pentru că dacă dai accept la persoane care sunt din India, la un moment dat o să ai o comunitate în jurul tău care e din India și poate nu dorești să ca persoană respectiv, să nu doresc să ai în lista de prieteni persoane care nu vorbesc română. Eu personal nu doresc asta. Și iarăși prefer să dau accept la persoane care sunt nume de persoană, nu nume de companie. Deci sunt pe Facebook inclusiv companii. Și eu am o tendință să dau accept mai degrabă la persoane decât la companii. Promovăm în lumea SEO PPC prin mesaje pe grupuri și e posibil să avem în viitor Facebook events pentru fiecare ediție a lumea SEO PPC. O poate folosi mai mult. Toți prietenii tăi au activitate pe Facebook. Tu poți să vezi pe newsfeed, acum am scris unde greșit. Poți să vezi în newsfeed-ul tău, poți să vezi mesajele pe care le-au pus ei pe Facebook. E o metodă foarte bună și să lași comentarii, să discuți, să share-uiești mai departe ce au share-uit ei, te ajută să ai legătură cu audiența ta. În fine, poți să folosești aplicația. Așa arată grupul pentru SEO WordCopy. Eu folosesc foarte mult funcția Hide în Facebook. Am profilul de Facebook și mi-afișează pe newsfeed, mi-afișează informațiile tuturor prietenilor. Poate sunt unele persoane pe care le-am aducat și nu trebuie neapărat să mă uit. Și ce scrie ele. Și am folosesc funcția Hide și m-a urmas în lista de newsfeed doar persoane pe care le urmăresc cu adevărat și ale căror mesaje și trebuie să întotdeauna. Cum poți folosi Facebook? E bine să folosești liste de prieteni care să ajute să împarți mai ușor lista de contacte. Pe Facebook ai o limită de prieteni de 5.000 maxim, așa că sugestia mea ar fi să nu adăugați aleatoriu prieteni, ci să adăugați efectiv persoane pe care le cunoașteți. Poți folosești Facebook ca să te joci și poți folosi și Facebook Widgets ca să-ți promovezi profilul tău de Facebook. LinkedIn. Dai sign up. La LinkedIn lucrurile sunt ceva de genul, te întreabă ce compania ai, scrii compania. Unde ai lucrat? Acolo. Ce faci acum? Completezi. Deci are niște tabe în ușoare. Ca obiectiv. Poți să ai, să găsești clienți noi, să crești reputația, să ai contact de network. Dacă ai mai multe adrese de e-mail, e bine să le transcrii toate pe LinkedIn, pentru că urmează să poți să fii găsit cu ele. Deci dacă ai 10 adrese de e-mail și le folosești pe toate, cineva s-ar putea să te caute pe LinkedIn cu adresa respectivă. E bine să te adaugi în contul tău de LinkedIn mai multe adrese ca să poți să fii găsit cu toate acele adrese. Dacă vrei să fii găsit în căutările pe LinkedIn, e bine să folosești cuvinte cheie și aceeași regulă ca și Facebook, poți să completezi CV-ul și profilul tău cât mai detaliat, dar nu include informații relevante. Deci păstrează lucrurile relevante. Te ajută să ai multe conexiuni și recomandări ale altor persoane, dar e bine să reții faptul că poți primi de maxim 3.000 de invitații. Adică dacă te apuci, inviți fiecare zi 10, 20, 30 sau inviți într-o zi 50 și la un moment dat se termină numărul de invitații, la un moment dat nu o să mai poți adăuga invita nicio persoană. Poți să te invite alții și să adaugi alții în lista de prieteni, dar tu nu poți să mai inviți. Deci sugestia mea ar fi să folosiți LinkedIn iarăși doar pentru contactele pe care le cunoști. Cum folosesc personal LinkedIn? Invit persoanele pe care le cunosc, dau accept la absolut oricare persoane, inițial, mă rog, să nu fie în companie, mai sunt și companii pe LinkedIn, de obicei, chiar le șterg, dar dacă nu au șters, de obicei nu dau accept la companie. Inițial te puteam un mesaj, dacă cineva îmi dădea ce mă cunoștea, te puteam un mesaj. De obicei, când am un răspuns, ok, nu ne cunoaștem, dar consider că am putea avea legături în viitor. Sau stabilim o afacere, sau mi se pare profilul tău interesant și consider că pot avea un beneficiu din partea asta. Și
până la urmă mi se pare ok, că n-am nimic împotrivă ca persoană să mă adauge în conexiunea de LinkedIn și oricum ajungeam să-i dau aia. Și am renunțat să mai trimit mesaje privat. Și pentru lumea SEO PPC și SEO on Coffee am creat cursuri. Care s-ar putea fi niște concluzii. Rețelele sociale te pot ajuta să ai vizibilitate și notorietate. Este foarte bine să fii prezent în acea rețea socială. Deci, publicul tău țintă s-ar putea să nu te caute pe Google, s-ar putea să nu folosească site-ul tău, dar e posibil să folosească LinkedIn și Facebook și Twitter și dacă tu nu ești acolo, s-ar putea să pierzi partea asta. Și investiția în timp pentru a fi prezent pe rețele sociale, eu consider că e mai mică decât potențialul potențialele beneficii. Așa mi se pare mie, dar nu e o regulă universală. Astea sunt conturile mele de LinkedIn, Facebook și Twitter. Conturile de care mă ocup eu și dacă aveți întrebări.